Avem niște vești, niște certitudini cu privire la Sinfonia Alelelor și anume în sensul că au fost confirmări, niște confirmări de participare din partea le am eu aici. Da. Au fost din partea unor ambasade și din partea unor orașe înfrățite. Celelalte personalități cărora le-am adresat invitații, unii au spus verbal că vor participa, în scris nu prea a venit nimeni. Probabil în ultima parte vom mai relua către personalitățile importante, vom mai relua sau vom retransmite invitațiile. Dorim să participe cât mai multe personalități, evident în funcție de timpul dumnealor și de disponibilitate și de dorința de a participa. În concret, a confirmat șeful secției din Germania, șeful secției culturale de al ambasadei germane de la București, ambasadorul Braziliei și soția, plus soția și fiica sa, ambasadorul Braziliei a confirmat, și ambasadorul Japoniei și soția sa au confirmat că vor participa. Orașe înfrățite au participat, au anunțat că vor participa din Turcia doamna, nu, aș ruga-o pe doamna Eva să spună cum se cheamă orașul ăsta, cu 6 persoane, din Turcia. Deci 7 persoane. Nu, e, da. Din Letonia, Jelgava, 2 persoane, șeful departamentului și șeful departamentului de relații publice, Ana Zenina, ofițer relații externe și afaceri internaționale. Din din Olanda, oraș înfrățit cu orașul nostru, Tinarlo, vin în permanență un număr important de persoane care ne sunt și de mare ajutor pentru că ne-au transmis deja niște machete, o fac prin muncă patriotică, deci la toate simfoniile au fost alături de noi și au confirmat deja că vor participa. Avem confirmare certă și am parcurs toate etapele în vederea clarificării în ceea ce privește participarea unei trupe muzicale, trupe care vor da spectacolul de pe 25 aprilie, sâmbătă 25 aprilie, în cadrul Sinfoniei Alelelor, mulțumim foarte mult, și va concerta Deep Central formația și trupa Voltage. Va participa, au confirmat că sunt aici.